Dragilor, mergem să facem scuba diving astăzi, o activitate cu adevărat fascinantă din punctul nostru de vedere și o să filmăm tot acest episod sub apă. Hello guys, good morning. Hey, morning, how are you? Do you really have to film me like early in the morning? I haven't had my shower yet. Perfect, te pregătiți de scuba. Let's go! Trebuie să intrăm în apă, să mergem până la barca aia. Avem un noroc maxim, trebuia să fie mai multă lume pe barcă, adică trebuia să fie, nu s-a mai înscris nimeni și o să fie un fel de tur privat, că nu o să mai vină nimeni, adică doar noi și cu instructori. Foarte tare. Am intrat foarte, foarte, foarte mult în apă. Wow! Deja intrăm până la gât, mai ești în viață? Ești acolo? Da. Intrăm până la gât. Mamă, aproape suntem, suntem foarte aproape de barcă, doar că atât de departe ne scufundăm! Eu mai am puțin și mă nec. A, pentru că nu m-am închis la asta și l-am lăsat larg, am intrat în apă și a intrat apă în ea. Poate ne răpesc ăștia, baby. Că suntem singuri aici. Avem toată barca pentru noi. Wow, ce tare. Un tub din acesta de oxigen are mai mult de o oră capacitate, dar dacă respirăm relaxați, poate avea până la o oră și jumătate. Dacă respirăm foarte rapid, poate avea mai puțin de o oră. Este foarte mare și se agață de această vestă. So, how did we know how much we have? We have a submersible pressure gauge. Okay. That tell you how much air do you have. This is your submersible pressure gauge. Under the water, I cannot talk. So, I use a hand signal. This is the hand signal asking of how much air do you have. When I ask you how much air do you have, of course you need to answer me. Example, if you have a 190, this is the hand signal of 190. This is 100, half of 200. 100. This is a 190. Okay. This is the hand signal of 110, 120. Of course, below 100, we use like 90, 80, okay. 70, 60. If you have a 50 bar, you have at least 20 to 25 minutes more to stay under the water. If you have a 50 bar of air. All right. Yeah. So but if you have 200, you more than 1 hour. Yes. Again, it depends upon how you breathe. Mm-hmm. What about the other part? Yes. The top one is called the depth gauge. That tell you how deep you are. Oh. Now the needle is pointing at the zero, means you are on the surface. When the needle is pointing at 3, means you are on 3 meters. Do you understand, ma'am? Yes. Do you understand, sir? Yes, perfect. Yes, that's good. Now, let's talk about this guy. This is called the regulator. The name of this guy is regulator. Okay. They use in the purpose of the regulator from its name, regulator. The purpose of the regulator is to regulate the pressure. So, from 200 bar of air, the regulator reduces the pressure into surrounding pressure like this. So, we can breathe normally. That's the purpose of the regulator, to regulate the pressure. The second purpose of the regulator is to distribute the air. That's why we have a hoses. It has a hoses. Okay? Now, let's talk about the two hoses on the right side. We use this one for breathing all the time. Okay? We use this one for breathing all the time. If you notice, we have a alternate regulator or extra regulator. The purpose of the extra regulator is in case somebody is run out of air, you can do share air under the water. Oh, okay. Yeah, that's cool. That's the purpose. Okay? Understood. Yeah. Now, let's talk about the two hoses on the left side. Again, this is called the submersible pressure gauge that tell you how much air do you have. Again, this is the hand signal.
means I'm asking how much air do you have? Okay? Yes. 100. Yes, this is the hand signal asking how much air do you have. Okay, sir? And this is called the low pressure inflator hose, which is connected at the inflator bottom. Example, you want to float on the surface. What you're going to do? Just press the inflator bottom to inflate your buoyancy control device. Ta-da! Then you have a salvavida. If you want to go up, I want you to swim up. Okay. Swim up first. Okay. Don't ever inflate your BCD under the water. Otherwise, you shoot up like a balloon. Like a rocket. Okay? Yes, it's much better to swim up. When you reach the surface, then inflate your buoyancy control device. So you're going to float. Okay. Yeah. Alright. If you want to go down, what you're going to do, you need to release the air out. To release the air out, this is the proper way of releasing the air out. First, elevate the deflator above of your head so you can make a nice airway to release the air. Because somebody doing like this, even you push the deflator bottom, the air will stuck here, so it will not deflate. Do you understand? It should be like this. So it should be, grab it, elevated above your head, so you can make a nice airway. And you press. To deflate the air. Yeah, so up, deflate, yes. Down. Under the water, this one is moving like this. Sometimes it's hard to find. To make it more easier, what you're going to do, touch your shoulder. So when you touch your shoulder, you touch this one. Touch your shoulder and go to your chest. Touch your shoulder and go to your chest. Then you find the deflator bottom. This is the mask. We need mask so we can see under the water more clearly. Yes? It's very normal. It's very normal that sometimes there's a little bit of water inside of the nose pocket. That's a very normal. If there's a water inside of the nose pocket, what you're going to do, remove the water. How to remove the water? It's very easy. Just hold your mask because you're going to blow your nose to remove the water. Hold your mask, look up, then exhale your nose to remove the water. Watch me. It's a little bit of water. It's a water inside. How to remove? Hold. Head. Hold. Exhale your nose. Am ajuns pe o mică plajă părăsită, nu este nimeni, este o căsuță acolo. Și o să facem aici o scufundare. Ne punem greutățile, mi-a pus eu greutățile acum, 4 kg. Și eventual mai adăugăm în apă câteva. Le balansăm ca să ne putem scufunda direct. Și ne curățăm măștile cu șampon, cu Johnson Baby. Și că șamponul de copii are același pH, precum are și ochiul uman. Și acest fapt nu face ca ochii să se irite. Apoi băgăm în apă. There's some planktons here, no? Yeah, that's normal. You feel it on your face. Yeah, I feel it, my friend. Okay. Fericită? Da, am văzut o proastă în spate. 11.7 meters. Great for a first dive. Yeah, that's a second dive. Să știți că GoPro 7 nu rezistă mai jos de 10 metri. Butoanele nu mai funcționează la un moment dat. Adică GoPro încă merge, dar butoanele nu mai funcționau. Voiam să schimb modul să fac poze și nu mai mergeau. Erau atât de bine presate ca păsau. Gata, s-a dus și asta, al treilea. Avem aici un prânz romantic pentru că suntem singurii care au venit. Mâncăm doar noi doi. Legume, ceva porc aici. Nu, ceva pui, asta nu e porc. Banane, varză cu păstăi și cu morcovi. Și orez sticky rice, orez din acesta lipicios. Singurul orez care se mănâncă peste tot în Filipine, cel puțin în El Nido. Și scoici, uitați cât de bine arată scoicile astea. This looks great! A fost minunat prânzul. Cheers. A
fost foarte drăguți din partea lor că ne-au lăsat să mâncăm singuri, deși erau foarte înfometați și ei. Le-am spus să mănânce până noi, nu au vrut. Foarte tare turul acesta, mai ales că am avut norocul să fim singuri. Incredibil. Acest paradis este incredibil. El Nido și Filipine, destinația numărul 1 din lume. Nu-i așa, pisic? Am ajuns și la ultima zonă unde vă facem scufundarea. Este fix vis-a-vis de satul El Nido. Să facem aici, să facem scufundările. Ultima, de aici se spune că vom găsi foarte mulți pești. Și posibil șanse 90% cu aceste țintoase. 1, 2, 3, 4 sau 5 testoase, o pisică de mare pe care n-am reușit să filmez, de păcate că eram la 13 metri și nu mai mergea camera să aflăm record. Aaaa, mă omor ăsta. Ai pus una pe testoasă, baby. Era visul ei să vadă o testoasă, acum și atins una. Acesta a fost episodul nostru de astăzi, vă mulțumim că v-ați uitat, sper că v-a plăcut și vă recomand. Dăm mare căldură să faceți scuba diving oriunde în lumea asta. V-am pupat, numai bine. Thank you so much. Thank you very much for diving. Hope to see you in Romania. Hope to see you. Yes. See you. Bye bye. Bye bye. Keep diving, guys. Keep diving.